Salutare, fraților! Astăzi vreau să încep o serie de câteva clipuri despre vicii. Mă uit așa în urmă și cred că cel mai mare viciu al meu este fumatul. Teoretic, dacă stau și mă uit în urmă, fumez cam de pe la 20 de ani constant. Sunt fumător de minim un pachet de țigări pe zi. Am fost și mai sus, am avut și perioade în care am fumat două pachete. Și nu vreau să mă las de fumat din cauza banilor. Asta ar fi un efect secundar. Știu că, na, e cam gluma aia. Și unde ți-e Mercedes-ul? Da, deci nu o să-mi iau Mercedes. Ideea este că pe date dracu dacă nu-mi place să fumez. Și nu am niciun motiv foarte întemeiat să renunț la fumat. Dar cum ziceam, am o vârstă, am 25 de ani de când fumez. Cred că am și o medie de un pachet jumate la zi în ăștia 25 de ani și parcă am fi cazul pentru că vreau să trăiesc mult. Chiar dacă la momentul ăsta nu mă afectează. Și pentru că sunt mulți care vor să se lase de fumat, sunt conștient că totul vine de la cap. Sunt conștient că e greu să te lași de fumat. Conștientizez faptul că în 80% din cazuri țigara aia e aprinsă ca un tic, iar plăcerea efectiv, dincolo de ce îți pune creierul și îți cere papila și plămânul, cel puțin în cazul meu, este doar la cafea. Nu vorbim de țigara de după, că aia intră la altă categorie de vârstă. Ei, și pentru că vreau să mă setez cumva să renunț și când o voi face, o voi face brusc, am stat așa și am gândit în creierii capului care a fost cea mai bună țigară pe care am fumat-o vreodată. Și concluzia este că cea mai bună țigară pe care am fumat-o în viața asta, în ăștia 25 de ani în care am fumat constant, zi de zi, a fost mai acum vreo 15 ani, nu, mai mult, 17, 18, 20 de ani. În fine, ideea era că eram în facultate și din principiu că nu vreau să dau cu 5 lei, da, că era, să schimbaseră banii, cu 5 lei în plus pe pachetul de țigări la chioșcul din sat, îmi cumpăram, înainte să plec la țară, îmi cumpăram 3 pachete de țigări din București. Într-o zi am venit de la școală și le-am lăsat pe masă în bucătărie. Mai cumpărasem una alta și am plecat la țară doar cu țigările pe care le aveam în buzunar. Și le-am fumat pe alea sâmbătă, duminică nu m-am dus să-mi cumpăr țigări din principiu de care v-am zis mai devreme. Așa că luni dimineața ziceam că gata, m-am lăsat de fumat. Doar că știi cum e? După colț așteaptă dracu și îl găsesc în stația de autobuz pe un prieten, un vecin, mai în vârstă cu câțiva ani decât mine. Na, în fine, mergea omul la serviciu. L-am găsit fumând. Și mi-a trecut așa prin cap să-i cer o țigară, doar că am zis, bă, dacă n-am fumat ieri, hai că nu mai cer, poate mă las de fumat. Atunci chiar simțeam nevoia să am mai mulți bani de buzunar, da? Da, da. A mai trecut ceva vreme, autobuzul nu venea și își aprinde Nicol meu, că așa îl chema pe tip, își aprinde încă o țigară, bă, și își aprinde țigara cu chibriț. Nu vă imaginați
ce a fost în creierul meu în momentul în care mi-a venit la nas mirosul ăla de pucioasă și primul foc de fum de țigară. Amestecul ăla. Într-o dimineață călduță de primăvară, aer curat ca la țară, să-ți vină mirosul de pucioasă amestecat cu fum. Și n-am mai rezistat și zic, Nicule, dă-mi, te rog, o țigară. Și ăsta cumva așa, ca o scuză, nu știu, că așa, bă, știi că eu fumez nagov, na, dă, frate, o țigară. Ei, vreau să zic că țigara aia, pe care am aprins-o tot cu chibrii de la el, ăsta era farme cu țigării, am savurat-o, am tras din ea ca din câine mort, dar, în fine, se trăgea greu din nagov. Ideea e că aia, țigara aia mi-a rămas multă vreme pe creier. Și cred că aia a fost cea mai bună țigară pe care am fumat-o ever. Altfel, cam asta ar fi pentru a-ți face o idee despre cum o să mă las eu de fumat. Ei bine, am început prin a rememora așa niște momente în care chiar a contat fumatul. Iar la final o să fac o analiză, o să le pun în cântar și o să zic gata, bă, de azi nu mai fumez. Altfel, mai am vreo câteva povești, dar vi le povestesc în alt clip. Și până atunci, cred că pentru a renunța la fumat, trebuie să-ți faci așa o idee și să vezi ce pierzi și ce câștigi. Altfel, ne auzim data viitoare.